Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Balanță. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-17 martie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Balanță, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, Nodul Nord, Nodul Sud, Lilith în Balanță, în perioada 1-17 martie 2022, Balanță. Ok. O greutate pe care ați manifestat-o aici, și anume o responsabilitate sau niște responsabilități destul de mari din punct de vedere financiar. Ceva pentru care v-ați luptat voi, pentru a vă recăpăta puterea și independența, mai mult spus, pentru între voi financiară sau pur și simplu a fost o vindecare emoțională și mentală în urma unor conflicte pe care le-ați avut mentale vis-a-vis de un final cu mai multe persoane din viața voastră, un capitol încheiat sau mai multe oferte care au venit către voi sau persoane de care v-ați scuturat din viața voastră, ok? V-a creat un pic și vă creează un pic de disconfort, ca să spun așa. A tot fost un conflict continuu interior vis-a-vis de energiile unor persoane de care voi v-ați descotorosit. Aici luna cu soarele. Clar a fost s-a bătut lumina cu întunericul. Va trebui să faceți echilibru. Dark Night of the Soul este finalul. Este finalul este finalul perioadei aceea de întuneric prin care voi ați trecut să dați piept cu fricile voastre, cu traumele voastre, cu ce era ca și o perică în viața voastră, cu ce curățenie trebuia să faceți, pentru că aici e soarele într-un final, ok? Și puteți să aveți și leu și scorpion aici. Este, sau chiar luna în scorpion să aveți, sau luna în leu. Aici e o chestiune care este doar spre binele vostru și apărând ca și împărăteasa este ceva fantastic, pentru că voi acum v-ați recăpătat puterea voastră, vă recăpătați puterea voastră și asta este cel mai important, pentru că dezechilibrul ăsta emoțional a făcut lucrurile să se miște destul de încet în ultima vreme. Ori a durat această vindecare, dar așa era menit să se întâmple. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Balanță. 1-17 martie 2022. Și asta vreau să mai spun că v-a afectat puțin și cum v-ați mișcat pe partea de carieră. Tot ce ați făcut, ați făcut pentru munca voastră. Tot ce ați făcut este ca și cum divinitatea vă aplaudă pentru că ați avut puterea să înfruntați atâtea lucruri și să vă mențineți, ca să spun așa, visul, ceea ce vreți să faceți mai departe, ce vreți să creați, ce vreți să creați, adică așa cum ați fost, bolnavi, triști, posomorâți, voi ați dat înainte cu munca, cu efortul, cu nu mă las, și asta este o putere fantastică, ok? De care ați dat dovadă. Chiar dacă nu v-ați simțit bine și v-ați mișcat încet, clar, am aici patru de săbii, cavalerul de pentacule, voi ați spus, nu mă las prada acestei stări, eu vreau să mă ocup timpul până trece această stare ca să pot să-mi recapăt puterea mea. Bun, a fost un conflict cu persoane din trecutul vostru sau chiar poate cu persoane din familia voastră până ați înțeles anumite aspecte, ok? Toată treaba asta s-a întâmplat posibil în casă, poate ați petrecut foarte mult timp în casă, și ați discutat voi cu voi, ați analizat fiecare lucru care într-un final iese la lumină, pajul de săbii și soarele. Tot ce spunea intuiția voastră era adevărat și înțelegeți aici. Am spus că aveți și leu, aveți și scorpion sau luna, scorpion, luna, leu. Sau sunteți lei aici cu luna în balanță, scorpion, leu. Bun. Sau luați cum rezonează, ok? E puterea voastră de care ați dat dovadă, exact cum am spus, puterea voastră de muncă, indiferent câtă greutate ați întâmpinat, câte piedici, câte blocaje, câte decepții în dragoste. Aici justiția este a voastră. Universul vă
răsplătește pentru cât ați îndurat și cât de puternici sunteți. Pentru că aici vine cumpăratul cu 2 de cupe. Vine cu... Te-am ajutat să lași tot trecutul în spate și tot conflictul legat de trecut în spate. Acum ești într-o poziție foarte puternică. Tu ești într-o poziție puternică acum, ok? Și aici fiți atenți că mă refer foarte mult și la cei care aveți leu, scorpion și chiar... Deci aici aveți leu și scorpion și balanță. Pentru că am și aici, îmi dau seama pentru că am regele de bute cu balanță, ok? Poate leu cu ascendent în balanță, leu cu luna în balanță sau inversul. Voi ați îndurat mult, mult, dar ați dat dovadă de o putere fantastică. Exact. Voi ați vrut neapărat să ieșiți din legătura asta acum. Zice, iarăși 8 de săbii, cred că cineva v-a ținut pe loc. Energetic cineva v-a ținut pe loc, dar voi ați spus, indiferent de unde, cum și ce, eu oricum îmi obțin victoria. Pentru că eu sunt un om puternic și aici justiția ție îți dă o karmă bună cu un nou început, ok? Te-a apărat și te-a scos din toate minciunile și 5 de săbii conflictul în legătură cu trecutul. Nu mai aștepți pe nimeni din trecut, ori nu mai accepți pe nimeni din trecut. Nu mai accepți persoane neserioase, în primul rând, sau chiar și persoane din familie care îți fac rău energetic. Tu ai un acoperiș de protecție asupra casei tale, în primul rând. Este zona ta de protecție. Este sanctuarul tău unde s-a petrecut toată schimbarea asta. Tu te-ai dus cât se poate de departe, cum s-ar spune, în trecut, ca să pui punct cu punct să înțelegi de ce omul ăsta, sau de ce mă simțeam așa în prezența omului ăla, sau de ce se întâmpla așa, sau cine mă ținea pe loc, ok? Exact, era o chestiune de familie, era o chestiune de legătură, era o legătură a cuiva care nu te lăsa energetic să mergi mai departe, o femeie și un bărbat. Și al unor persoane care, posibil rac pe scorpion văd aici, al unor persoane care n-au putut să conceapă că tu ai mers mai departe. Persoanele astea ți-au dorit foarte mult cădere financiară, ca să înțelegi, ok? Ți-au dorit căderea financiară. Și datorită faptului că persoanele astea, rac pe scorpion, începem balanță vărsător, iar rac, vărsător, un bărbat din balanță sau berbec, datorită faptului că ți-au dorit căderea și au ținut de atâta răutate, ok, persoanele astea vor avea au deja o cădere fantastică din punct de vedere financiar și au înțeles-o de unde este. Au înțeles-o. Tu ai stat în zona eremitului. Aplauze! Pentru că este vorba de înțelepciunea și însănătoșirea ta. Tu acum faci lucrurile la un alt nivel. Subtil, fără să știe nimeni. Ideile tale sunt ideile tale și vin de undeva de sus. Tu acum te lași ghidat de spiritualitate și divinitate, ce spune intuiția să faci pe mai departe. Ai foarte multe idei. Ești mult mai creativ de când persoanele astea au dispărut, de când s-a terminat aceste lucruri. Acum știi să-ți ocrotești bunul tău și să nu-l mai expui în fața tuturor cum ai făcut înainte. Rămâi aceeași persoană bună, care a ajutat foarte mult, dar cu o limită. Și acum vei face, vei fi mult mai selectiv sau selectivă, ok? Ai înțeles de unde veneau trădările, ai înțeles de unde s-a întâmplat totul, ai înțeles cine a vrut să te atace, o femeie din săgetător, posibil rac pe scorpion și un bărbat din rac pe scorpion, un bărbat din berbec, poate chiar cineva din capricorn, ai înțeles cine a vrut să te atace pe partea asta și tocmai persoana asta va avea o cădere fantastică. O femeie blondă și cu un bărbat brunet sau șaten. Vor avea o cădere fantastică. Femeia asta poate fi blondă sau obțită brunetă sau inversul. Roata, da? Este roata. Este roata. Este roata să se învârte tot timpul, să știți. Și aici, în acest tarot, nu arată roata cu adevărat.
dar am în altul. Roata, de fapt, pe parte are diavolul și pe parte are îngerul, ok? Iar roata se poate întoarce, depinde, că de-aia se numește karmă, depinde de cum, de ce ai semănat aia cu legi, ai înțeles? Roata se întoarce tot timpul, tot timpul. Poate fi în favoarea ta sau poate fi contra ta. Depinde ce ai făcut. Aici, în cazul ăsta, se întoarce în favoarea unei persoane care are balanță, are și leu, are și scorpion. O persoană care merge mai departe cu un succes fantastic financiar după ce s-a întâmplat un moment turn și a dat trezirea să meargă mai departe. Pentru tot binele pe care l-a făcut această persoană, va fi remunerată cu dragoste pură și sufletul pereche. Un echilibru financiar extraordinar de bun. Ok. Mai vreau o carte pentru turn. Turnul a fost judecata. Exact. A fost judecata care a ajutat, te-a ajutat să pleci de pe loc. Să mergi mai departe, spunsuratul invers. Judecata cu spunsuratul invers. Și să-și celebrezi viața. Să înțelegi că viața este frumoasă și că persoanele astea se bat cap în cap pentru ce ți-au făcut. Și că locul tău nu era acolo, în primul rând. Nu era acolo. Între persoanele astea. Repet, pentru cei care aveți leu cu luna în balanță sau inversul, vine persoana asta din pești, uitați și la pești și la leu, vine persoana asta din pești cu păreri de rău, după ce a avut un conflict cu mai multe persoane, după ce v-a săpat din punct de vedere energetic, să pierdeți financiar, persoana asta automat s-a întors roata și pățește ce v-am arătat mai devreme împreună cu regina aia de cupe. Bun, dar important e cât de bine o să vă meargă vouă. Bun, atâta am avut și pentru voi cei din Zodia Balanță. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.